cancelariilor, mă rog, instituțiilor responsabile din statele care așa au trimis reprezentanți la București. Nu, nu există așa ceva. Sigur că poate face deliciul cititorilor de telegrame diplomatice. E mai greu de înțeles însă. România nu se află într-o situație economică bună. România nu se află chiar în an de competiție electorală. Nu găsește o perspectivă de îmbunătățire, de creștere economică durabilă pe termen scurt. Peste tot pe unde merg, eu nu aud reproșuri, bun, cu excepția dumneavoastră, dumneavoastră aveți o sensibilitate antrenată, dar pe unde merg, eu nu aud reproșuri legate de cine se ceartă cu cine. Eu aud întrebări în mod frecvent de felul următor. Cum putem să muncim? Avem nevoie de locuri de muncă. Vrem loc de muncă. Vrem loc de muncă. Și din sudul țării, de la Bechet și până în nord la Darabani, numai aceasta aud ce se întâmplă cu locurile de muncă. Oamenii nu stau cu ochii în televizor. Bun, se distrează, se uită, dar problemele reale sunt altundeva. Cu totul altundeva. Și mai este o chestiune care mie